2022. Se naște proiectul Borbunzești din provocare? Da. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu sunt observații, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cu mențiunea că punctul 8 se retrage. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale a ședinței anterioare, ședința ordinară din 1 iulie 2022. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Ședința extraordinară din 18 iulie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi la primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești pe anul 2022. Domnul secretar, aveți cuvântul. Avem în vedere faptul că sumele aprobate în bugetul inițial al municipiului Onești nu sunt suficiente pentru execuția bugetului pe planul financiar, se impune alocarea de credite bugetare suplimentare pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru desfășurarea în bună condiție a tuturor activităților. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Aveți o discuție pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Pălești la data de 30/6/2022. Aveți cuvântul, domnul secretar? Confirmarea conform legii finanțelor publice locale, care specificează toate coordonatorii de obligația de a prezenta ședința publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât, la sfârșitul anului, să nu se mai registreze plăți restante, iar diferența dintre suma venită cu încasată și excedentului anului anterior utilizat pentru finanțarea exercitării exercițiului bugetar terenist, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât 0. Față de cele prezentate mai sus, când este de aprobare Consiliului Local al municipiului Onești, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venitul la 30/6/2022. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem votul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Trecem la proiectul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de activitate asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2023. Domnule secretar. Direcția Generală de Asistență Socială din municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate al asistenților personale în persoanelor cu handicap grav. Astfel, conform prevederilor legale în domeniu, rolul autorităților locale este de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care revin asistenților personale în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav, astfel încât să primească îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale. Față de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 3. Aveți favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuție pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor financiare de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate. Conform prevederilor legale în vigoare, primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență în bani sau în natură familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate, apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizodii, precum și în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau scăderea riscului de excluziune socială, inclusiv în cazul de deces în țară sau în străinătate, stabilite prin hotărârea ale Consiliului Local, care va cuprinde și procedura sau condițiile de acordare. Ajutorul de urgență se acordă în scopul de a sprijini familiile sau persoanele singure cu domiciliul în municipiul Onești care se află în situațiile de necesitate menționate anterior. Față de cele prezentate, președintele în aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Comisia 1 avis favorabil. Comisia numărul 3. Avis favorabil. Comisia numărul 4. Aveți favorabil și la Comisia 4. Discuții pe marginea proiectului? Aș avea eu câteva sublinieri de făcut. Le-am transmis și doamnei Ostache, am vorbit și cu domnul secretar înainte de ședință. Sunt de făcut anumite modificări în cadrul proiectului de hotărâre, al regulamentului, de fapt. Se poate la microfon ca să și înregistrăm că se va scrie proiectul. Îmi cer scuze că am omis deschiderea microfonului. Avem eliminarea articolului punctului 7 din articolul 4. La articolul 9 avem o mențiune făcută la dispozițiile articolului 7 alineat 2 și trebuia 7 alineat 1. Și mai este o modificare. La articolul 3 s-a omis acolo un cuvânt, ajutoarele de urgență se acordă pentru prevenirea și reducerea marginalizării sociale. Sunt niște mențiuni care ar trebui să fie modificate în cadrul regulamentului. Va fi un amendament al Comisiei Juridice ca să putem face modificările pe acest regulament fără a mai fi alte discuții. Da, eu am consemnat procesul verbal, așadar, dacă nu se discuție, se supune... Nu mai are, da. Discută amendamente. Da, domnul și microfon, mulțumesc. De ce solicitați eliminarea punctului 7? Sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linia evidenței populației și stării civile? E o procedură separată. La Serviciul de Evidență a Populației se face cerere pentru scutirea de taxe. E vorba de taxa pentru eliberarea buletinului de 7 lei, pentru care se depun cererile acolo. Adică procedura este una separată. Nu are sens să băgăm în regulamentul acesta pentru ajutor atâta timp cât serviciul are această atribuție. Ok, mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, doamna director, mai sunt și alte aspecte pe care trebuie să le avem în vedere? Ok, mulțumesc. Mulțumim și noi. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Iar acum supunem la vot proiectul. Dacă sunt discuții. Sunt discuții pe marginea proiectului, nu mai sunt, că au fost. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Trecem la proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2022. Domnul secretar. Municipiul Onești este membru al Asociației Municipiilor din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea fundării și protejării intereselor comune ale autorităților administrației publice locale, pentru soluționarea nevoilor publice, numele și pentru interesul colectivităților locale. Banchii Municipalizației Cerești Municipiilor din s-a făcut în hotărârea nr. 219, adoptată de adunare generală a Asociațiilor de Municipii din România, întâlnită în ședința ordinară din data de 6/11/2017, care stabilește la articolul 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația datorată de municipii și de sectoarele municipiului București se calculează după formula 0,5 locuitor pe an, ori numărul de locuitor raportat la Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie anului anterior, celui care datorează cotizația. Luând în considerare cele menționate mai sus, precum și prevederile legale menționate, considerăm că prezentul proiect îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate pentru a fi aprobat în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem votului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de temă a municipiului Onești, județul Bacău. Domnul secretar. Sistema ca fenomen heraldic face legătura între trecut, prezent și viitor, exprimând sintetul și spune aspirațiile, conservarea tradiției, preocupării și idealurile colectivităților umane respective. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune însușirea variantei finale a proiectului de STEMA, municipiul Onești, județul Bacău. Astfel, STEMA municipiului se compune din scut triunghiular cu marginile rotunjite, roșu încărcate cu un copac de argint desrădăcinat și tăiat cu șef de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu 5 turnuri venelate. Copacul face trimitere la Sezarul din Borbunzești, cu referire la bine cunoscută recentă din copilăria lui Ștefan cel Mare. Coroana murală cu 5 turnuri semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 4. Lipsește. Cine mai Comisia 4 nu nimeni? Nu mai nimeni? Nu mai fi favorabil. Domnul Bujar. Nu mai fi favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții. Domnul Șecare, varianta asta, anexa de la numărul 1, este forma finală? Anexa 1. Anexa 1, la lateral. Anexa 1, nu? Deci ăsta reprezintă stejarul. Da, exact. Stejarul și... Îți pare nou sau are două turiții astea? N-am fost să mă informez. Nu prea seamănă stejar după părerea mea. Când face bomba de la Hiroshima. Sau de la Nagasaki, oricum una dată. Cu două fulpini, cu două rădăcini, nu știu de ce s-a ales varianta asta, dar credeți-mă că aștejar, parcă varianta a treia seamănă mai ceva ca aștejar, decât asta. Se pune varianta a treia, că seamănă aștejar, asta a fost, parcă e bomba de la Hiroshima. E 8 august, ați dat-o pe acolo. S-a trecut 8 august, da. Vine de la Nagasaki acum, pe 10. Se poate face că din alea 3 variante, Consiliul Local trebuie să aleagă una, așa că... Ei a fost pusă și pe transparenții decizionale. Eu nu înțeleg de ce a apărut totuși o altă variantă decât cele 3. A 4. A 4-a. Pentru că varianta propusă e cu totul altă decât... Asta e varianta care este acum. Din cele 3 variante, din ce am discutat noi din compartimentele de specialitate, nu mă ne-a plăcut niciuna. Am zis cea care este, poate să rămână. Păi și aia are două tulpini acolo sau să-i greșeală? Ce... Varianta propusă are două tulpini? Copacul ăla? E o singură tulpină. Păi cum e o singură? Care are o scorbură la mijloc. E căpănată cea? Exact. Scoarță. Da, hotărâți dumneavoastră, nu e nicio problemă. Dacă e nevoie, domnul președinte, de o pauză, de consultări, politice, nu e. Problema este la municipionești. Doriți să pauzi de ce și de consultări? Noi, Comisia Juridică, am stat de vorbă. Ne-am uitat pe acest proiect. Într-adevăr, varianta pe care a venit domnul Bujor e cea pe care am agreat-o, pentru că, într-adevăr, este singura în care copacul acela arată stejar. Că, până la urmă, urmei heraldic, trebuie să ne referim la copacul care are însemnătate pentru oraș. Și stejarul de la Borbunzești. Da, deci Comisia Juridică să face un nou amendament, doamnă președinte? Da, sigur că da. Pe varianta numărul 3, da? singura, că nici nouă nu ne-a plăcut foarte tare, nici varianta numărul 3. Trebuie să recunoaștem, da, da. Cine a făcut da, amendament. Da, rate. Supunem la vot amendamentul? Nu, stați un timp, vă vedem și noi. Haideți, domnul Cincoișu, trebuia înainte ședința acum, doamne iartă. Ca să-l citeze. Vă spun să vă transparență decizională și la nimeni, nu știu dacă... Păi nu, că dacă nu știi pe transparență... Nu vă zic de aici, dacă nu le pot... Cum să le pun aici, aici? Nu, aici e frumos. Da. Varianta 1 mie mi se pare cea mai bună. Nu știu. Varianta 1 cred că rămâne cea mai... Dar nu este stejar. Dar nu este stejar. Și varianta 2 care este stejar. Varianta 2 este... Dar problema e că la varianta 2 n-am rădăcină. Da, cea mai frumoasă imagine este pe varianta 2, dar niciun caz nu e dezrădăcinat acolo. Dar nu preseamnă 2. Da, adică putem alege între 2 și 3. 2. Da, 2. 2 este cel mai ok și arbore, dar... Dar este rădăcină. Da, și este ușor... N-are înălțime, e coloană. Și deja nu are înălțime, are coloană. Propunem 2, cel mai deja. 2 și repet, nu... Dezrădăcinat acolo, nu se știe de sfârșirii, așa. Da, pe chestiune, aici sunt nuanțe de chestiune. De asta este o comisie de heraldică care se ocupă de așa ceva, adică lipsa rădăcinii... Haideți să înțelegem procedura. Este însușită, este făcută de o firmă care noi avem contract și ne-a prezentat cele 4 variante. Se însușește, se duce la comisia de heraldică. Comisia de la Bacău, de la Iași și final București. După ce cele 3 comisii își vor da acceptul și avizul, va pleca spre proiectul de hotărâre de guvern spre... Pentru asta este procedura. Acum, însușirea și ce merge mai departe, creează o formă. Nu are rădăcină, nu are, trebuie să facă crează de fost, că urăm sau nu. Da, în fi. Da, exact. Dacă doar avea rădăcină, era senzațional. Îi dădea și puțin rădățime. Da, păi rădățime. Putem amenda cu niște rădățime? Acum, da, nu știu, stau să mă gândesc și eu. Văd că sunt atâtea păreri, poate... Dar toate celelalte 3 sunt cu rădăcină și ala mare. Asta e cea mai bine. Ca să nu luați o decizie... Să pună rădățime. Repită. Și atunci mai multe proiecte care vor veni. Rădățime. Deci proiectul 6 se retrage de pe ordinea de zi. Trecem la proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unui bun imobil și teren. Domnul secretar, vă rog. Bine, vreau să fac stările în loc. De la proiectul 7, da? De la proiectul 7. Având în vedere proiectul derulat de către SC Raja S.A. Constanța, în municipiul Onești, este necesară ca terenul de proprietate publică a municipiului Onești, adoptare de lucrări, să fie tabulate la domeniul public. Imobilul ce face obiectul propunerii atestării la domeniul public al municipiului Onești, în vederea înscrierii dreptului de proprietate, cartea funcționară, este scoată în tabular, identificat programul de amplasament și de limitare. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul la hotărârea care m-a prezentat așa. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil avizul. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Dacă permiteți, am o întrebare. Este terenul din față de la Mărăcești 12, da? Din ce văd aici. Ce s-a pagat? Pe spațiul de... Din ce? Din schița așa, din e terenul unde e ceasul. Da. Ok, în regulă, mulțumesc. Am că funcționează aleator. Ați stricat, dar nu, nici am numărit. Stau, nu fost tăiat. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Consumat timpul, doamne, ce aici la mine e aceeași situație, că te-ai consumat de mult. Trecem la proiectul nou. Referit la timpul de ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile, proprietate privată a municipiului Onești. Domnul secretar? Bunurile imobile, vedeți că din solidaritate cu noastră nici eu nu mai vorbesc. Bunurile imobile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Onești pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică în conformitate cu legislația în vigoare. Încheierea acestora prezintă un dublu interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a spațiilor de teren sau ocupate de construcții proprietate publică duși pentru cetățeni. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile, terenuri, proprietatea municipiului Onești. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Trecem la proiectul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui contract de concesiune prin suplimentarea suprafeței terenului concesionat și aprobarea modelului de act adițional. Domnul secretar. Deci, o hotărâre anterioară, Consiliul Local a aprobat concesionarea suprafeței de teren împreunate de publice 20 prin actualizarea măsurilor cadastrale, conformitate cu planul de amplasament de limitare imobilului, începând de o persoană autorizată a începului, se impune modificarea suprafeței de teren concesionate. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform procedurilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării unui contract de concesiune prin suplimentarea suprafeței terenului concesionat conform documentelor amendate. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Domnul secretar. Având în vedere prevederile legislative conform căreia valoarea justă se determină prin baza unei evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați conform prevederilor în vigoare și ca urmare a întocmirii rapoarte de evaluare de către evaluatori autorizați anual, punem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnice operative. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Proiectul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cimitirilor proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar. Având în vedere prevederile legii 102/2014 privind cimitirile crematoriile umane și serviciile funerare, proprietarul cimitirilor are obligația de a elabora regulamentul de organizare și funcționare a cimitirilor. În acest sens a fost întocmit regulamentul de organizare și funcționare a cimitirilor proprietatea municipiului Onești, care cuprinde o serie de reguli privind administrarea acestora. în considerare cele menționate, precum și prevederile legale menționate, vă solicităm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre de la prezentare. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Vă rog, domnul Ciboișu. Am o întrebare. Capitolul 3, articolul 15, programul de funcționare. La cimitirul numărul 1 la red, capela este în mijlocul cimitirului. Aici scrie programul 1 aprilie 30 septembrie până la ora 20. Nu vrea microfonul să vorbesc fără. Da, puteți deschide acum, că nu merge decât. Înțeles. Mă gândeam că aici, dacă închidem la ora 20, e vară totuși, e cald, poate ar trebui să ținem un pic, că la red capela este în mijlocul cimitirului. Sau programul se referă doar la cimitir și capela ține mai mult? Da. Da, dincolo nu e capela. E vorba doar de capela de la cimitir. Că dacă se închide accesul la ora 20, nu mai ai acces nici la capela. Dincolo nu e o problemă că nu există capela. Eu am făcut aici referire strict la cimitirul în sine, la locul de veci, fără să am capela ca program. Acum, dacă se dorește, pot modifica. Da. Faci un amendament. Faceți un amendament, propuneți o oră în amendament. Da. Nu, zicea până la ora 22, că vara ora 22 cred că e ok. Înțeleg în partea cealaltă numai la cimitir, dar la capelă... Da, corect, deci amendament. Discuții pe amendament, domnule președinte. Opriți, vă rog, microfonul ca să poată să deschide domnul președinte, că nu merge decât unul singur. Dacă sunt discuții pe seama amendamentul domnului Cimbuieșu, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Se abține cineva împotrivă și acum proiectul. Dacă sunt discuții pe proiect, nu mai sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Proiectul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificare prin vânzare la licitație publică cu strigarea unor mijloace fixe de funcționale, autovehicule. Domnul secretar. În prezentul proiect se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzarea unor mijloace fixe de funcționale, autovehicule ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Prin raportul de evaluare și de evaluatorul autorizat și aprobat de autoritatea deliberativă, au fost stabilite prețurile necesare pentru autoritățile menționate în proiectul de hotărâre. Procedura, condițiile de participare, documentele necesare pentru calificare care trebuie depuse de către ofertanți, deci și clauzele contractuale sunt prevăzute în documentația de atribuire și contractul de vânzare-cumpărare anexe la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Față de aceste aspecte, supunem și aprobare proiectul de hotărâre în urmă prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de management pentru președintele Clubului Sportiv Sport Club Trotușul Onești. Domnul secretar. Obiectivul Clubului Sportiv Sport Club Trotușul Onești este acela de a organiza și administra activitățile sportive cu consecințe directe de dezvoltarea sportului, de performanță la nivelul municipiului Onești, a selecției continuă, pregătirea și participarea sportivilor în performanțe sportive, în competiții interne și internaționale. Astfel, prin hotărârea Consiliului Local nr. 340 păstrării 21 s-au aprobat condițiile generale și specifice de participare la concurs, a procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de producere de președinte de club al Clubului Sportiv Sport Club Trotușul. Ținând seama de cele prezentate mai sus, prin prezentul proiect de hotărâre, se dorește aprobarea modelului de contract de management pentru președintele Clubului Sportiv Sport Club Trotușul și modificarea articolului 18 alineatul 2 a regulamentului de organizare și funcționarea clubului sportiv amintit, conform documentelor înaintate. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. La microfon. La Comisia 4 nu avem aviz favorabil. Avem aviz nefavorabil cu 3 voturi împotrivă și 2 pentru. Sunt chestiuni care au legătură cu faptul că apreciem că trebuia să fie 2 proiecte în loc de unul. Deci dacă ne uităm la articolele proiectului de hotărâre, avem de fapt o modificare a regulamentului de organizare și funcționare și separat o aprobare a contractului de management. Proiectul de hotărâre face referire doar la aprobarea modelului contractului de management. Atât eu, cât și domnul Andronache, cât și domnul Topre am apreciat că nu este în regulă, că ar fi trebuit să fie 2 proiecte de hotărâre pe care să le Da, eu nu am o problemă, într-adevăr, în titlu nu apar și modificarea. Apare și modificarea articolului 8. Da, dar asta înseamnă că am fi avut un titlu kilometric, aici se trece modificarea la așa și așa. Da, eu nu văd o problemă din punctul meu de vedere juridic, de a visa atâta vreme cât... La propunerea comisiei, cum vi se pare? Nu dau seama de aici este interpretabil, să știi. Propunerea comisiei ar însemna fie să retragem proiectul, să facem 2 proiecte, unul întâi de modificare a celui și altul, dar același lucru, asta nu înseamnă să stricăm să fie inutilă proiectul, dispozitivul hotărârii. Avizul este consultativ. Exact, avizul este consultativ, nu este negativ, cumplinte. Eu dau aviz de legalitate în condițiile care, în punctul meu de vedere, îndeplinește condițiile, doar pentru faptul că nu este menționat în titlul și faptul că se modifică o altă hotărâre. Nu, dar nu se poate modifica titlul? Ca să nu mai fie niciun fel de discuții? Dacă considerați un amendament și să trecem în titlu privind aprobarea modelului contractului de management precum și modificarea articolul 18 sau ceva. Nu. E mai bine așa. Facem referire direct la hotărârea. Privind modificarea hotărârii și aici. Se modifică un HCR. Se modifică o hotărâre de Consiliu și se aprobă și un contract de management. Da. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vreți să vă constituiți ca amendament, dacă nu, doar în prima noastră ești de acord, da, să constituim și... Doar o probleme, dacă nu? Și dumneavoastră considerați că e în regulă ce propune Comisia? Nu vă gândiți greșit nici dacă o aprobăm în forma asta, nici dacă vine amendamentul din partea Comisiei Juridice, pentru că e ok până la urmă, nu e. Am mai avut niște dezbateri la prefectură pe tema asta, că ar fi trebuit să scriu absolut tot ce e în hotărâre. Da, eu de asta am și spus că am văzut situații în care dacă nu au fost 2 proiecte sau să aibă titlul proiectului să cuprindă, să fac referire la toate modificările. Exact. Da. Din punctul meu de vedere, dacă și dumneavoastră îmbrățișați ce au hotărât majoritatea comisiei, putem... Dacă comisia vreți să facem acest... Da, în fine, eu aș fi fost pentru 2 proiecte și cred că și colegul meu, Andronat, este de aceea și ne-am uitat un piculeț anterior, ne-am sfătuit pe tema asta și cred că 2 proiecte ar fi, cum să zic, varianta ideală ca să nu avem probleme ulterior la prefectură, să ne întoarcă... Deci clar, varianta ideală ar fi cea cu 2 proiecte, din punctul meu, al nostru de vedere, al majorității comisiei juridice. 2 proiecte. Din punctul meu strict personal de vedere, varianta cu modificarea titlului ar fi un compromis pe care urmează să-l acceptăm sau nu ca și vot. Dar varianta ideală este cea cu 2 proiecte, din punctul meu de vedere. Pentru că este totuși o modificare de hotărâri de Consiliul Local, care ar trebui să apară, spunem, un titlu de prima dată. Și aprobarea unui contract de management. Adică sunt două chestiuni. Două chestiuni distincte, într-adevăr, o legătură cu aceeași situație, aceeași chestiune, dar sunt totuși două chestiuni distincte. Modificarea unei hotărâri de Consiliul Local nu poate fi, nu poate fi, să spunem așa, și la ordinea în care acestea ar trebui luate. Adică modificăm HCL-ul, trecem modificarea HCL-ului, după care aprobăm contractul de management. Logic. Adică... Bun, la momentul acesta nu poate fi discutat să facem două proiecte de hotărâre. Ordinea de zi a fost votată, nu mai poate fi introdus ori un amendament la acest proiect de hotărâre, ori o retragere de pe ordinea de zi și venim cu două proiecte de hotărâre cu o altă ședință extraordinară, sau modificat textul în care să rămână doar modificarea pe acest proiect și contractul de management să facă obiectul unui alt proiect de hotărâre într-o altă ședință extraordinară, care probabil va fi săptămâna viitoare, sau eu știu că nu știu, dar nu. Sau poate fi votat în forma în care v-a fost propus, fără, având în vedere că avizul Comisiei este facultativ, cu votul majorității consilierilor, cum va crede Comisie. Votul este pe o majoritate simplă, adică celor prezenți, cum considerați dumneavoastră. Dacă dumneavoastră considerați că este legal, așa că dumneavoastră, până la urmă, vă însușiți legalitatea proiectului, haideți să-l votăm. Atunci, dacă pic, o să-l facem în altă formă. Da, atât timp cât dumneavoastră, din punct de vedere juridic, considerați că e regulă în varianta asta? Nu poate fi nelegal faptul că în titlu nu sunt prevăzute toate modificările, toate dispozițiile din cadrul dispozitivului hotărârii. Gândiți-vă că și pe numeroase articole de lege, hotărâri de guvern, ordine de ministru, apare succinte în asta. Da, într-adevăr, poate ar fi trebuit să apară și modificarea hotărârii. Eventual, am putea... Dacă Comisia nu dorește să facă acest amendament, îl facem noi, în care să apară... Amendamentul cu titlu, atunci. Privind modificarea modelului de contract de management pentru președintele Clubului Sportiv Sport Club Trotușul și modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 246 din 24/11, privind aprobarea unor reglementări pentru organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Sport Club Trotușul. Asta este amendamentul făcut de partea... Domnului primar. Deci votăm amendamentul. Cine este pentru? Stați. Știți că nu e așa. Știți că nu-i așa. Ați trebuit invers, dar nu am tot acolo. Bun, e clar. Da, sunt de acolo. E corect. Atunci nu, este foarte bună observație. Ce se întâmplă? Eu fac mai mult. Dacă să reformulăm amendamentul domnului primar. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 246/2021 privind aprobarea unor reglementări pentru organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Sport Club Trotușul, precum și aprobarea modelului de contract de management pentru președintele clubului, că se repetă Sport Club Trotușului. Clubului Sportiv Sport Club Trotușul sau Clubului Sportiv. Asta a fost ideea pentru că se repetă în titlul Sport Club Trotușul, atât și la contractul de management și la modificarea hotărârii. Da. E nevoie de consultări politice pentru... Dar nu e vorba de... Nu are legătură cu politicul aici, are legătură cu... Da, strict juridic. Eu v-am spus, disponibilitatea mea este... Duceți la post, da. Cred că ar fi fost indicat acest proiect să fie prezent și domnul profesor, pentru a răspunde și la alte întrebări, nu neapărat juridice. Domnul profesor, doamnă ce vreau? Date de ce două, n-are nicio... Este pe o coinizatură? Puteam, dacă erau la concurs 7, invităm pe 7, sau... Punem la vot amendamentul domnului primar. Să punem la vot amendamentul domnului primar la proiectul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 9. Așa. N-a trecut proiectul. Era clar că nu trece. De asta... Acum ați mâna. Da, bun, 10 cu 9. 10 cu 9. Da, 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 nu 10. A votat anul trecut. Da, pentru a trecut, 10 cu 9. Dacă vreți, e ciutelul. Nu, nu, nu. 10. Sunt 19 consilieri prezenți, 10 așa și nu obține. Sunt discuții cu privire la numărarea voturilor, am greșit eu. Nu, cred că nu am numărat pe domnul președinte, pe domnul vice. Cred că pe domnul președinte nici nu am numărat pe președinte. Și acum supunem la vot proiectul? Nu, 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 discutăm de el. Discuți mai la proiectul atunci. A trecut doar amendamentul. Vă rog, domnul Ciupeșu. La punctul 4, data timpului de lucru, aici spune 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână. Eu țin minte că când am aprobat atunci funcția respectivă, condiția obligatorie era ca directorul clubului să fie și antrenor. Dacă funcționează, ok, păi știm ce am votat. Dacă este manager 8 ore pe zi, când își face treaba de antrenor? Așa scrie. Este aruncat pentru management. Da, asta vă întreb. 8 ore este manager și după aceea... 8 ore este manager. În cadrul, stați puțin, din câte știu, în cadrul celor 8 ore și antrenează și face management, dar nu mai știu dacă... Aici nu scrie. Aici scrie doar că e manager. Eu aprob contractul de management. Deci aprob 8 ore de manager. Corect? Da. Da. Nu, că e o contradicție între ce am aprobat acum și contractul pe care am aprobat. Domnul secretar, mai degrabă mai studiați. Nu, vreau să văd dacă trebuie să fie și majoritatea a rămas clauza în contract dacă... Eu știam că aș vrea să convăresc să văd că trebuia să fie, dar... Posibil să nu fi văzut eu. Ce clar, nu proferă, nu trebuie că faci o voluntariat. Nu, da, nu o găsesc. Haideți să nu ne jucăm totuși. Ce coordonează și coordonează activitatea desfășurată de o secție sportivă? Este litera E. La litera E. Este atribuțiile... 6-2, la E, nu? La E? 6-2. Nu de la Nicolae? Nu de la Nicolae. Da, conduce, coordonează, da. Păi nu conduce, coordonează și controlează activitatea desfășurată de o secție sportivă. Deci intră în atribuțiile lui de 8 ore. Dacă vreți, reformulăm, cum credeți, una din... Conduce, coordonează. Ce presupune această conducție? Bun, hai să vedem ce facem până... Nu, e ok. Da, e ok. Da, vreau să zic, puteți veni cu un amendament, cum credeți că pare mai clar, mai eficient. Cele 8 ore intră și nu am apelat. Da. La școală nu este tot așa directorul, nu are și normalitate și... Dar mai sunt discuții de... Da, mai fi avut câteva întrebări, dar nu știu cine aș putea să vă spun de partea de sport, poate domnul primar sau altcineva. De-aia aș fi dorit ca actualul președinte al clubului să fie prezent. Pentru că sunt câteva întrebări la care aș fi dorit să le răspundă. Puneți întrebări, dar eu sunt președinte la clubul aici. Care e actualul președinte? Mă rog, care va fi. Care va fi. Vă luați mereu pe tine, știți cine e președinte? Care va fi. Dacă nu, atunci... Rămâne și data viitoare. O să-i adresez întrebări și când va fi. Nu trebuie să fie aprobat. Eu, domnul primar, colegii de la resurse umane... Da, pe partea de sportul de masă mă interesează foarte mult și nu o spun prima dată, o spun de mai mult ca în Consiliul Local, ce se urmărește prin Clubul Trotușul dezvoltarea sportului de masă. Pentru că de aici își trage seva sportul de performanță. Și unul din criterii sau unul din obiectivele indicatorii performanței este și acest lucru. Și vreau să știu cum. primele două cluburi care primele două secții care se vor deschide va fi șapul și boxul. Și vom extinde pe etape. Asta era a doua întrebare, dacă pe lângă cele trei discipline de sport, aveți în vedere să dezvoltați și partea asta de sportul de masă, nu neapărat pe șac și box, pentru că în oraș sunt șapte cluburi sportive, nu neapărat ceea ce nu avem în vedere să ne ducem pe toate ramurile. Ați avut cumva un buget cam la cât s-ar ridica activitatea acestui club? La momentul ăsta nu, deocamdată ne rezumăm la salariile celor doi antrenori. Nu transport neapărat, nu... Trebuie să înțelegeți că acest club sportiv este de-abia la început. Eu înțeleg și întrebările mele nu sunt cu cantă. Chiar întrebări constructive pentru a ști și pentru a promova acest club și în rândul copiilor în special. Copiii sunt vizați pentru sportul de masă și de performanță. Deci va funcționa și în funcție de buget, așa cum a spus la final, vom vedea care sunt pașii următori. Dar trebuie să înceapă să funcționeze. De undeva. E funcțional la momentul ăsta. Nu are un ordonator terțiar de credite și începem cu președintele, că va fi un ordonator terțiar și încă un reprezentant, un antrenor sau doi câți vor fi acolo. Și apoi, ulterior, o să vedem. Probabil va veni și Consiliul Local, va și prezenta multe proiecte, competiții. Domnul Andrălache. Da, o singură, nu știu, am vrut să-i spun întrebare, dar o să-i spun, nu știu cum să-i spun, aș ruga să aveți în vedere, în momentul în care se deschid primele secții de care le veți deschide, să spunem, sau le va deschide acest club, să aveți în vedere că acest manager care este și va fi, nu știu, trebuie să-și îndeplinească și această obligație prevăzută la litera N, de a conduce, de a coordona și de a controla activitatea. Obligatoriu, nici nu cape discuție. Asta să fie orice artist, ori boxer, nu știm cine o să fie, dar să fie priceput la unul din... Sau în momentul în care deschideți, să-i atribuiți și lui unul din... Asta vreau să zic, să fie și el și eliminatorii, trebuie să fie și antrenor. Asta zic, să fie orice artist, ori boxer, cine o să fie. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul 14. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlu Reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea corpurilor de iluminat public în municipiul Onești, precum și cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestui în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Domnule secretar. În acest proiect se urmărește îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze ca efect de seră, prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED, care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă. În acest context, municipalitatea vizează obținerea de fonduri nerambursabile pentru reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea corpurilor de iluminat, scop în care s-a achiziționat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție DALI. În acest proiect de hotărâre se vor aproba indicatorii tehnico-economici stabiliți prin DALI și se va depune cererea de finanțare cu titlul reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea costurilor de iluminare publică în municipiul Onești. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în formă prezentată. Raportul de specialitate la acest proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea de administrarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar precum și aprobarea actelor adiționale la procesul verbal de pledare primire numărul 1.017.054 din 18.08.2010, partea contractului 16.886 din 18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat către SC domeniul public și privat Onești S.A. Domnul secretar. Municipiul Onești a gestionat mijloace vise și obiecte de inventar pentru asigurarea eficientizării serviciilor de administrare a domeniului public și privat conform anexelor la proiectul de hotărâre. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat către societate, numărul 1586/2010, propunem darea în administrarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventare achiziționate către această societate. Luând în considerare cele menționate mai sus, precum și prevederile legale menționate, considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus aprobării Consiliului Local. Raportul de specialitate la acest proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 17. Probleme de interes local. Dacă se înscrie cineva la cuvânt. O întrebare. La ședința anterioară am cerut o soluție pentru clădirea din colț cu biblioteca. Dați-mi despre o soluție. E Ilie. A rămas cu clădirea. Da. A rămas. A rămas exact la ședința trecută. Am înțeles. Nu reușim, știu că am dat în lucru colegilor, n-am reușit sau reușim destul de greu ce am ținut evidențele noastre pentru înțeleg că au fost mai multe învățări care nu sunt înregistrate în planele impozite și taxe. Este înregistrat altcineva care nu mai are nicio treabă cu clădirea respectivă. Dar eu vă întreb în felul următor, de câtă vreme nu s-au mai aplicat taxe și impozite locale pentru imobilul respectiv? Nu s-a achitate de... Dar nu apar pe imobil sau apar pe CNP, nu știu cum. Nu scrie pe imobil, nu scrie. Am o informație. Și nu știți cine e proprietarul? Verifică, așa. Nu știu ce. Da, nu știu, colegii de au tot căutat, e o problemă mai veche. Dar se poate identifica numărul cadastral și unul din proprietari. Nu-i contează. După aia să spună, îi se trimite adresa, spune nu, eu nu mai sunt, uite contractul. Am vândut, bun, următorul. Adică... Adică, domnul director, vă aș vrea să preva... Poate merge pe linia să găsim... Să vedem apropierea, în apropierea centrului și... Da, e vorba de partea de... Eu n-am acces la baza de date, trebuie să nu-i fac acolo documentul meu. Băi, detectiv, domnul director, bun. Hai să-mi discuții? Mai am eu, nu, nu. Așa e cu domnul ăsta. Două lucruri, dacă se fac. Primul e trotuarul din fața hotelului Sport. El a fost refăcut, au fost patrele puse înapoi, dar cred că acolo mai trebuie intervenit odată. Și mai există o problemă. Deci, intrarea și ieșirea de acolo, din parcarea din fața hotelului, este un drum betonat în panta. Acolo nu s-a atins nimeni, a rămas același zonă. Acolo trebuie găsită totuși o soluție. Eu înțeleg că vine firma, își rezolvă pavelele, dar partea cealaltă și acolo ar trebui rezolvată, că degeaba rezolvă numai pavele. Și a doua problemă, acum ceva timp ați votat o comisie pentru controlul ANL-ului. Eu n-am vrut să fac parte din comisie, n-am vrut să particip acolo, dar la propunerea noastră, domnul primar, am acceptat. Și am început să mergem pe acolo. A trebuit să comisia, în hotărârea de consiliu, trebuie să am și polițist local și doamna de acolo. Ca să fac un control acolo, trebuie să anunț cu 3 zile înainte. Nu am nicio eficiență a controlului de acolo. În momentul când merg, toată lumea știe de ce merg și prezent acolo. Am identificat cel puțin un caz, un apartament sau o garsonieră, nu știu să vă spun exact, unde nu locuiești acolo, am bătut la ușă de vreo 3 ori, nu l-am găsit, dar la urmă a venit și a semnat hârtia respectivă și nu prea funcționează așa. Eu n-am fost de acord să facem control acolo între 15 decembrie, 15 ianuarie, în perioada Paștelui, în perioada acum de vacanță, că totuși nu pot să le certific în prezență sau prin semnătură un lucru neadevărat. Rugămintea era așa, ori modificăm hotărârea care prevede activitatea comisiei și chiar facem o activitate de control. Eu n-am nevoie de consilier local dacă îmi pun legitimația și nu trebuie nici să mă păzească nimeni, n-am nevoie nici de la fondul locativ. Cine nu vrea să discute cu mine, nu discută. Dar nici nu puteți încheia în continuare să dați aceleași contracte acolo unde e clar că n-au nicio legătură. E un apartament acolo la parter, îl cunosc cei de la poliție, vin odată la câteva luni la asesizare vecinilor. Și omul ăla de 2 sau 3 ani are contract în continuare. Încerc să fiu elegant acum. Dar propuneți o modificare a regulamentului și... Haideți să facem, să fac echipa... Ok, haideți să o facem scris. Fără probleme. În regulă. Mulțumesc. Vă rog, domnule. Mergând în oraș am observat, s-au pus pavele, dar probabil că în pavelele care s-au montat mai de mult în legislatura trecută, au început să apară foarte multe buieri. Probabil că noi astăzi am dat un utilaj înapoi, care l-am cumpărat special cu această destinație. Să se găsească o soluție totuși, să dispare. Dăm ierbicid, vor fi probleme. Să dă ierbicid și v-am spus și cumpărasem un utilaj care producătorul garantase că face treabă. Azi am chemat reprezentanții producătorilor, nu i-au dat de cap și se face, doamna director, se face retor, da? Da, s-a făcut. Și până la urmă a rămas singura soluție, tot ierbicid și pasele, dar următă pasă la fier, merge mai bine. Adică o soluție trebuie să dați seama că am văzut și eu și văd că de asta am și cumpărat utilajul respectiv și n-a fost chiar ieftinuț și totuși n-a făcut ce trebuia să facă conform manualului tehnic, trebuia să facă minunți. Iar în realitate, de asta este și face retur. Astăzi au venit reprezentanții. Dacă tot am ridicat, domnul Bujor, discuția legată de pavela, aș vrea și eu să le spuneți la dispoziție, cred că doamna Anghelul ar trebui să ne pună la dispoziție, contractele încheiate cu cei care execută aceste lucrări, procesele verbale de recepție, pe unde aveți. Adică vă pot indica și anumite zone. Să vedem dacă totuși s-a respectat contractul, că eu am mari dubii că nu s-au respectat contractele. Asta e părerea mea. Dar mă uit pe contracte și apoi și pe procesele verbale. Așa vă rugămintea să mi le puneți la dispoziție. Fără probleme. Mulțumesc mult. Dar nu vă ajută doar contractele și procesele verbale, pentru că toate celelalte rezultă din situațiile de lucrări care sunt implicate, de diligențe de șantier, din facturi, din propunerile tehnice ale operatorilor economice, unde rezultă mărarea pe manoperă, pe produse, adică nu prea puteți faceți o verificare termenică. Atunci puneți-mi la dispoziție toate actele, în așa fel încât să pot face o verificare termenică. Să verific în procedurile că au fost licitații publice pe fiecare dintre aceste documente, au fost operatori economici care au considerat că propunerea lor tehnică are caracter confidențial. Și atunci o să verific împreună cu colegii de la achiziții care documente încarcă caracterul sunt. Ba da, pe lege au posibilitatea pentru a-și proteja partea economică. Caracter confidențial nu pentru consilierii locale, adică noi avem acces la ele. Nu cred că au acces toți cei. Nu cred că doamna director se referă la tehnic, cum se montează. La soluțiile tehnice. În integralitate include și componente care... secretul. Ok, rețeta miraculoasă. Nu cantități, nu... Nu, astea sunt regulă. Dar biblioraftul întregi, adică... Niciun fel de probleme. Mă chemați, când aveți disponibilitate, eu aș vrea să mă uit. Sigur, oricând. Nu, nicio problemă. Părămea acum, după ședință, puteți urca. Nu-i nimic, nu-i niciun secret. Dorește cineva să intervină? Apreciem transparența colegilor noștri care pun la dispoziție de câteva fișiere. Dacă nu declar închis, lucrând ședințe, mulțumesc.